Deschidem Sfânta Scriptură, dragii mei, la Cartea Marcu, capitolul 13, citim la versetul 32 până la versetul 37 inclusiv. Pagina 979, traducerea Cornilescu, Marcu, capitolul 13, începând cu versetul 32. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa dărobilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Doamne ajută la aceasta. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Un grup de frați erau împreună în casă la rugăciune, mulți ani în urmă. Stăteau împărtășie înainte lui Dumnezeu și insistau ca Domnul să trimită har și biruință. Pentru că era în sistemul vechi comunist și pentru că amenințarea era foarte mare, o fetiță din casă a fost pusă afară ca să vegheze la poartă. A vegheat, se uita și scopul era să dea alarma dacă cumva avea să vină cineva în vizită. La un moment dat, fetiței s-a făcut foame. A intrat repede până în casă să ia o bucată de pâine. Și până a ieșit înapoi afară la poartă, deja era miliția în curte. Au intrat în casă, pe tatăl ei, care era un slujitor lui Dumnezeu, l-au arestat, l-au dus bătându-l din post în post la anchetă și a fost condamnat la ani grei de muncă și de închisoare. Fetița aceasta a crescut mai mult singură împreună cu frații ei, ulterior tatăl ei a fost eliberat. Fetița era mama fratelui Dragoș Croitoru, el povestea această întâmplare. Vegherea este grea pentru că ești pus într-o postură în care trebuie să aștepți, fără să vezi un rezultat numai decât și n-ai voie să părăsești locul în care ai fost așezat. Trebuie să rămâi acolo unde ai fost pus și acolo numai ai voie să stai. Probabil că nimic n-ar fi mai mare ca și pedeapsă, nimic n-ar dorea mai mult pentru generația hiperdigitală decât să iei o persoană și să o bagi în carceră, în solitary confinement, să-l pui acolo pe un om care e obsedat de telefon, fără telefon. Ce să faci? Ai număra câte pietre sunt pe pereți, câte găuri au pietrele, câte găuri sunt în tavan și când ai terminat cu aceasta, ai început să numeri încă o dată. Ce să faci ca să stimulezi o minte care este ultraactivă? Gândiți-vă la faptul că la ora actuală, dacă se întâlnesc două persoane undeva, să zicem, într-o sală de așteptare, să spunem că este un singur om și mai apare un alt om într-o sală de așteptare, știți care este primul instinct? În loc să spui bună ziua, cum te cheamă, de unde ești, cum facem noi românii, îi să scoți telefonul, nu cumva să intre în vorbă cu tine. Ferească Dumnezeu să te întrebe cum te cheamă, de unde vii, ce ești, ce mănânci, ce-ți place, că aceste discuții sunt foarte ciudate, awkward, cum zicem noi. Să vorbești cu o persoană care nici măcar nu o cunoști. Să stai într-o postură de veghere, atentă, fără să-ți distragă nimic atenția, este extrem de greu. Și totuși, chemarea biblică pentru noi este că suntem chemați să veghem. Vegherea, dragii mei, implică a fi în continuu atent la ceea ce s-a pus în față, fără să ai drept voie la pauză. Trebuie să stai constant atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Din nefericire, nevegherea creează contextul unui somn dulce. Și dulce este somnul celui care nu veghează. Când încheiem anul 2023, am putea să vorbim despre mai multe lucruri. De bună oară,
am putea să ne certăm unii pe alții cât de nepocăiți am fost în anul acesta. De câte ori poate n-am ajuns la adunare, de câte ori n-am făcut ce trebuia, să ne facem bilanțul, să ne vedem, să ne evaluăm, am putea să facem multe. Dar dorința mea în această seară, dragii mei, este să las un îndemn pentru fiecare dintre noi. Anume, în anul în care intrăm, Dumnezeu să ne ajute să veghem mai mult. Și aș intitula mesajul din această seară, Biruiți somnul dulce al nevegherii. Biruiți somnul dulce al nevegherii. Pentru că aspectul acesta al lipsei de veghe creează un context dulce de somn în care, cufundați ca într-un somn spiritual vorbind, stăm într-o relativă așteptare, măcar că noi nu mai așteptăm. Chemarea Domnului, în schimb, este ca noi să veghem. Și va trebui să înțelegem ce înseamnă această expresie de veghere și care sunt elementele care Domnul le vrea la noi. Ba mai mult, în final, să înțelegem care este punctul forte care ne va ajuta să rămânem în picioare, veghind, așteptând, până în ziua când Domnul Hristos se va întoarce înapoi ca să ne ia acasă. Dragii mei, pentru anul 2024, biruiți somnul dulce al nevegherii. Începe pasajul care l-am citit în această seară cu sintagma cât despre ziua aceea. Dacă ar fi să mergem mai devreme din versetul 1 din capitolul 13, pasaj paralel cu Matei 24, este așa numitul discurs olivetic, este expresia sau predica care Domnul Iisus Hristos a spus-o pe muntele măslinilor. Au fost ultimele discuții care le-am avut împreună cu ucenicii înainte de arestarea sa și pregătindu-se să meargă acum în Ierusalim, pregătindu-se să intre în Cetatea Sfântă, ei se întrebau, oare nu cumva acum are să instaureze Domnul împărăția care noi o așteptăm? Oare nu cumva va fi acum împărăția lui Israel, locul acela binecuvântat, revenirea glorioasă a îngerilor și noi să fim stăpâni peste locul acesta? Și pun o întrebare, Doamne, când va fi revenirea Ta? Când Te vei întoarce Tu? Ba mai mult, Domnul îi provoacă spunând, vedeți templul acesta? Și ce priveau ei în față avea o strălucire deosebită. La ora aceea când lovea soarele, templul, măcar că nu mai era cel original lui Solomon, care cu adevărat era o splendoare deosebită, era ceva uluitor să vezi. Și ei spun, Doamne, uite ce construcție minunată, toate astea spre slava lui Dumnezeu. Și Domnul le spune, vedeți pietrele acestea, templul acesta, adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră peste piatră. Și atunci, un pic curioși de această expresie, ei spun, Doamne, când se va întâmpla aceste lucruri? Când se va sfârși viacul acesta și care va fi semnul revenirii și întoarcerii Tale? Ei încă nu înțelegeau contextul plecării și a revenirii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul începe să le explice câteva din așa numitele semnele vremurilor, că vor fi cutremure, că vor fi ciumi, că vor fi vești de războaie și chiar războaie, că vor veni Hristoși mincinoși, proroci mincinoși și înșelăciunea va fi pretutindeni. Ba mai mult, va începe persecuție împotriva celor care sunt copii ai lui Dumnezeu. Și apoi Domnul face o dublă profeție, profețind că templul care îl vedeau în față va fi dărâmat de romani, ca mai apoi să fie o altă tipologie a acestei prorocii, într-o vreme care încă nu s-a împlinit în viața noastră. Încă o dată se va repeta istoria, când anticristul va fi la putere și va dărâma templul care din nou va fi construit. Ei, când vine această profeție despre ce are să vină, de mai multe ori apare sintagma zilele acelea. Observați împreună cu mine. În versetul 19, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Gândiți-vă la ce necaz, ce problemă, ce situație, că nici măcar războiul mondial al doilea, cu toate atrocitățile lui, cu acele campuri de concentrare, cu torturi groaznice și cu lucruri care oamenii le-au făcut, care sunt grele de exprimat în cuvinte, nici acelea nu se compară cu ce va veni. Gândiți-vă la zilele acelea. Zilele acelea creează contextul acestor vremuri care se vor întâmpla. Mai apoi vedem în versetul 20, și dacă n-ar fi ascultat Domnul, zilele
acelea. Sunt, dacă vreți, acele momente, zile, săptămâni, luni, când aceste evenimente se vor întâmpla. Versetul 24, dar în zilele acelea, după necazul acesta. Ca mai apoi, în versetul 32, pasajul nostru, să înceapă Domnul. Cât despre ziua aceea. Acum vorbim despre un moment specific. Vorbim acum despre un moment unic. Dacă sunt zilele acelea care prezintă o tipologie de evenimente, de situații care se vor întâmpla, există un moment specific în timpul acelor zile numite ziua aceea. Și ziua aceea, dragii mei, este momentul reîntoarcerii Domnului Iisus Hristos. Există o taină ascunsă în aceste explicații și sunt multe de explicat vis-a-vis de răpire și contextul revenirii glorioase a Domnului Iisus Hristos. Anume, noi vom fi răpiți la Domnul în văzduh, ca mai apoi să fie o arătare glorioasă a Domnului Iisus Hristos venind înapoi pe pământ împreună cu mireasa răpită mai devreme. În schimb, dragii mei, spune astfel Domnul, cât despre ziua aceea, momentul acesta, care biserica îl anticipă și îl dorește, sau ceasul acela, când vorbim despre ziua, este vorba despre o perioadă de 24 de ore, literalmente o zi. Adică din calendarul necazului cel mare, din calendarul situațiilor care se vor întâmpla, există o unică zi în tot acel timp. Și în ziua aceea va veni Domnul. Mai mult ne spune că este și un ceas, adică un moment specific de timp, un moment în care Domnul se va întoarce particular vorbind, cât despre ceasul acela, ziua specifică și chiar momentul particular nu știe nimeni. Și Domnul spune, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Observați, dragii mei, că aici urmim spre cel mai mare secret din întreg universul. Vorbim despre un eveniment despre care nimeni nu știe și nimeni nu-l poate destăinui. Singurul care îl cunoaște este Domnul Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Cu privire la aceste întrebări despre vrem și soroace, când veți citi în Biblie vrem și soroace, cam de obicei se referă la aceste vremuri escatologice, vremea din urmă. Cu privire la acestea, Domnul are o expresie. Nu este treaba voastră să cunoașteți vremurile sau soroacele. Pe acestea cine le-a păstrat? Și aici enunță specific, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Aici apar mai multe întrebări. Cum adică Fiul nu știe despre aceasta? S-ar pune o întrebare, atunci Domnul Iisus nu era cu adevărat Dumnezeu? Ba da, era. Și aici unii vor spune, păi sigur, cât era pe pământ, el n-a știut despre aceste lucruri. Aici Fiul era într-o stare, dacă vreți, autolimitată, că el era între noi. Măcar că nu uitați, cu toate că era între noi, limitat, cum ar zice unii, cunoștea toate lucrurile. A destăinuit taine și zice, cunoștea tot ce era în om și n-avea nimeni nevoie să-i facă mărturii despre oameni, căci el le știa pe toate. De ce? Că era Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Hristos a fost, este, întotdeauna va fi, Dumnezeu slăvit să fie numele Său. Hristos n-are început, n-a fost creat, n-a fost odată introdus în existență, ci din veșnicie în veșnicie, Hristos este Dumnezeu. Cuvântul era cu Dumnezeu și acest cuvânt era Dumnezeu. El este Domnul Hristos, lăudat să-i fie numele. Dumnezeu Tatăl este etern. Dumnezeu Fiul este etern și Dumnezeu Duhul Sfânt este etern, cele trei persoane ale Trinității. În schimb, Domnul Hristos spune, Fiul nu știe despre ceasul și ziua aceea. Atunci unii vor spune, sigur, după înviere, când și-a reasumat gloria și slava, acum trebuie să le știe. Și aici apar mai multe interpretări și comentatorii biblici se împart. Unii vor spune, da, acum le știe, sau unii vor spune, nici acum nu le știe. Eu mă rezum doar să spun atât, dragii mei. Dacă înainte de glorificarea sa, Hristos a spus, acestea nici Fiul nu le știe, după momentul învierii când este întrebat a doua oară, acum ai să le instaurezi împărăția, care este răspunsul? Nu este treaba voastră pe acestea cine? Tot Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ba m-aș întoarce în Apocalipsa, în capitolul 5, ca să observați un pasaj profetic. Ioan acum privește în cer și vede ceva extraordinar.
Ne spune Sfânta Scriptură în versetul 1, apoi, am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Este o taină a lui Dumnezeu și nimeni n-are voie, nu poate, n-are acces să observe. Atunci el spune că am plâns foarte mult. Un înger îl întreabă, un bătrân îl întreabă de ce plângi și spune, nu plânge, pentru că iată, leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să-i deschidă cele 7 peceți a ei. Și atoi ne spune că am văzut un miel junghiat. Era Domnul Iisus Hristos. Ei, dragii mei, interesant este că atunci când vine Domnul în Apocalipsa, cuvântul, de fapt, Apocalipsa este o transliterare din limba greacă. Cuvântul Apocalipsis, care înseamnă o dezvăluire, o descoperire. El spune astfel, nu este Apocalipsa lui Ioan, cum spune noi tradițional, este Apocalipsa lui Hristos. Zice astfel, descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o cine? Dumnezeu, evident Tatăl, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Vă pun o întrebare. În cartea Apocalipsa, ați găsit undeva scris data și ziua când se va întoarce Domnul Iisus Hristos? Dragii mei, aceasta este cea mai mare taină tăinuită din universul acesta. Nimeni nu știe, ci doar autorul întregii creații, care este Dumnezeu Tatăl, lăudat să fie numele Său. Despre și ziua aceea și ceasul acela nimeni nu știe. Și aici aș face un semnal de alarmă. Ne plac așa de mult studiile apocaliptice. Probabil că și dumneavoastră urmăriți fel de fel de predicatori renumiți care predică pretutindeni și îi fac studii pe cartea Apocalipsa și nu numai. Intră în Vechiul Testament și în proroci și în Matei 24 și în Marcu 13 și în Tesaloniceni și încearcă să destăinuie când va fi ziua Domnului. Până într-o vreme se spunea că Domnul a venit în 1983 și nu a venit. Apoi spunea un alt predicator renumit că va veni în anul 2000. Și n-a venit în 2000. Apoi, când a început problemele care au fost în anul 2012, atunci vine Domnul. Și n-a venit. Și tot așa au dat greș, ascultați-mă, vor mai da greș oamenii încercând să calculeze. Dacă taina aceasta nu știe nimeni, nu știe nimeni, că numai Tatăl o știe, dragii mei, și Tatăl o păstrează doar El. Observați că ne spune Sfânta Scriptură, în cartea 1 Corinteni, capitolul 2, că Duhul lui Dumnezeu cercetează lucrurile ascunse a lui Dumnezeu. De aceea, din Duhul Domnului, reiese un izvor de cunoștință care îl împărtășește cu biserica născută din nou și ne destăinuie viitorul. Nu-i ghicire, nu este citire în cărți, ci este autoritatea dumnezeiască, dându-ne, dacă vreți, o fereastră în eternitate și arătându-ne ce se va întâmpla prin puterea Duhului Sfânt. Și totuși, dragii mei, nicio prorocie până în ziua de azi nu poate destăinui când va veni Hristos. Este cel mai mare secret păstrat de Tatăl sub stăpânirea Sa. Asta mie îmi spune că sunt chemat să mă liniștesc. Și dacă aș vrea eu să încerc să dau prin studii, să estimez, să vedem că dacă luăm Israel 70 de ani, 1948, suntem acum undeva la 70-80 de ani, probabil până în 2030 vine Hristos, dragii mei, toate aceste calcule vor eșua. Singurul care știe momentul este Domnul Dumnezeu, lăudat să fie numele. Și noi n-avem voie să intrăm acolo, rămânem liniștiți. Tata este la cârmă, preamărit să fie numele Său. Ei, dragii mei, despre ziua și ceasul nu știe nimeni. Și atunci s-ar pune o întrebare, bun Doamne, dar ce să facem? Măcar să ne călcăm hainele, cămașa, costumul, să ne punem creme pe pantofi, să ne pregătim că vine Domnul. Când? Și Domnul spune astfel, luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Mai un aspect. Vremea este momentul oportun, kairos în greacă, care înseamnă o vreme hotărâtă, stabilită. Dragii mei, nu încercați nici măcar prin calculele cu tremurelor, ciumilor și multe altele să estimați când va veni Domnul. Pentru că de 2000 de ani sunt cu tremure, sunt ciumi, sunt uragane, sunt războaie și câte războaie.
Toate acestea, dragii mei, dovedesc că încă suntem într-o lume căzută în păcat. De 2000 de ani, lucrarea de înșelăciune a diavolului lovește crunt de pretutindeni. Și observați ce spune Ioan, 1 Ioan, capitolul 4. Ați auzit vorbitul-se despre anticrist, Duhul lui deja este în lume și lucrează, el este deja între voi. Cum adică? Acum 2000 de ani anticrist nu era acela care va veni, ci Duhul lui. Adică, dragii mei, diavolul, înșelătorul, de 2000 de ani înșală oamenii. Și se înșală oamenii prin fel de fel de întortocheate teologii și explicații și feluri de percepții. Și observați că toate acestea de 2000 de ani se întâmplă. Sigur, vor spune unii, păi când se întețesc acestea, vine Domnul. Dragii mei, și așa nu putem să estimăm când va veni Domnul. Vremea aceasta nimeni nu știe. Nu știți când va veni vremea aceea. De aceea sfatul Domnului este astfel. Luați seama, vegheați și rugați-vă. Adică luați seama înseamnă priviți foarte atent. Sigur, aceste elemente care se întâmplă și situații care ne înconjoară vor trebui ca întotdeauna să ne reamintească ce a vorbit Domnul Iisus Hristos se împlinește, dragii mei. Și dacă biserica a fost persecutată, încă este și va mai fi persecutată, toate acestea dovedesc că al Domnului cuvânt rămâne în picioare, lăudat să fie numele Domnului. Dacă au fost, sunt și vor mai fi, și cu tremure, și uragane, și cium, și multe altele, toate acestea dovedesc că al Domnului cuvânt rămâne în picioare, dragii mei. Adică noi suntem chemați să privim atenți la ceea ce se întâmplă și acum apare expresia să vegheați. Cuvântul vegheați de aici este un cuvânt diferit de următoarele care apar în textul nostru. Măcar că au pe undeva cam aceeași semnificație. Vegheați aici înseamnă să n-ai somn, să fii atent, adică fără să-ți faci timp liber. N-ai voie să iei vacanță, n-ai voie să iei pauză. Va trebui în continuu să fii atent, focalizat, să înțelegi, pentru că în toate acestea noi înțelegem că Domnul este foarte aproape. Nu știm, nu estimăm, dar noi trebuie să fim gata, Domnul vine după noi, mărit să fie numele Domnului. Și elementul important, cheia care o vom observa în încheiere, este rugați-vă. Ca să puteți rămâne în picioare pentru luptele care se vor da și se mai dau, este nevoie de rugăciune. Nu degeaba, acum câteva zile în urmă, prin Duhul Sfânt, vorbea Dumnezeu în adunarea noastră că este nevoie de mai multă rugăciune. Iubită Biserica Domnului, marți seară de rugăciune, nu este pentru un grup select de bătrâni sau câțiva tineri care vor să cânte. Toată biserica are nevoie de rugăciune. Amin. Joi, duminică, seri de rugăciune, vineri seara și multe altele. Oricând avem oportunitatea, trebuie să ne rugăm, Doamne ajută! Vom reveni în încheiere să observăm că aceasta este cheia întreagă pentru toată sintagma vegheați. Iubiții Domnului, biruiți somnul dulce al nevegherii. Și acum, ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă, Domnul ne dă o pildă, o ilustrație. Haideți să observăm. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Observați, când este vorba despre un om care pleacă într-o călătorie, cam întotdeauna îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Sintagma pleacă într-o altă țară înseamnă a plecat într-o călătorie foarte lungă. Durează timp. Când este vorba despre casa lui care este cu autoritate peste ea, am putea înțelege că aici este vorba despre Domnul Iisus Hristos și biserica sa. Evrei 3:6, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și auziți, și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Noi suntem casa, omul acesta, stăpân cu autoritate, este Domnul Iisus Hristos. Și acum, robilor săi le-a dat putere. Cuvântul putere aici înseamnă autoritate delegată. Adică robii aceștia au voie să acționeze în baza autorității stăpânului care a plecat, făcând lucruri în contul său. Orice fac robii, fac în contul stăpânului care le-a dat puterea aceasta. Și mai mult, mai este un rob printre ei care stă la poartă și lui îi poruncește, îi dă o comandă, trebuie să faci astfel, anume să
vegheze. Aici apare al doilea cuvânt, veghează, care înseamnă a fi treaz, a fi alert, a fi vigilent. Tot la fel înseamnă să nu dormi. N-ai voie să dormi. Portarul trebuie să stea așa cu ochii deschiși, de-i nevoie, să bagă și scobitorii în ochi, așa la ploape, să stea cu ochii deschiși, să vadă când se întoarce stăpânul acasă. Orice face, el trebuie să vegheze. Trebuie să fie atent. Ei, dragii mei, acești robi reprezintă Biserica lui Dumnezeu. Și observați că fiecăruia i s-a dat din partea stăpânului putere și i s-a dat o datorie. Este ceva de făcut. De aceea, odată cu intrarea în mântuire, fiecare avem de lucru în via lui Dumnezeu. Fratele păstor Daniel se ruga în această seară că dacă cineva încă nu și-a găsit din partea Domnului chemarea, Domnul să-i descopere această lucrare. Dragii mei, nimeni nu este șomer în casa Domnului. Știți de ce apar probleme între noi? Pentru că de obicei, șomerii sunt cei care întotdeauna sunt nemulțumiți. Cel care nu face nimic găsește întotdeauna de vină la ceilalți. Într-o biserică, un frate foarte supărat tot striga: să dovediți ce ați făcut cu banii noștri, să ne explicați unde s-au dus banii noștri. Și era un proiect mult mai mare în care se lucrase, mai mulți investiseră și păstorul știa foarte bine exact că omul acesta nu duse nici măcar un cent, nimic la lucrarea Domnului. Și atunci a zis păstorul: nicio problemă, vom da socoteală, aduceți registru să vedem cât a dat fiecare persoană și dăm socoteală exact unde s-au dus banii voștri. Fratele s-a pus repede jos, a spus: nu mai ai nevoie, nu mai am nevoie de nimic. Pentru că de obicei comentează cel care nu face nimic. Nu s-o predica bine în seara aceasta. Nu, hai să predici tu. Eu, frate, eu n-am chemarea aia, dar eu știu să bag de vină la alții. Nu cânta bine, eu falsat. Nu, hai să cânti tu. Eu n-am voce, dar ăsta trebuie să cânte mai frumos. Mai cum de cel care nici n-are voce, nici chemare, nici dar, nici talent, nici abilitatea să o facă, le cunoaște? Observați că șomerul întotdeauna bagă de vină la alții. Pentru că nu muncește. Odată ce pui umărul la carul Domnului, îi simți greutatea și povara pe tine, nu mai zici nimic decât: Doamne, ajută-ne să ducem până la capăt lucrarea. Doamne, dă-ne putere. Doamne, întărește pe frați, pe surori. Că acum mai simți greutatea. În această seară, la finele anului 2023, dorința mea sinceră, pentru toți care sunteți membri ai Bisericii din Kitchener și nu numai, toți care sunteți cu noi, e ca Domnul să ne deschidă ochii, să cunoaștem ce avem de făcut în via sa, Doamne ajută! În anul 2024, carte de muncă la fiecare. Toți muncim pentru Dumnezeu și nimeni nu-i șomer. Asta înseamnă că avem nevoie de mijlocitori, avem nevoie de oameni care să viziteze bolnavii, să facă mâncare la mamele non-născute, să vină să ajute în adunare, să facă curat, să ridice o floare, să o pună din coace, tot ce-i nevoie să o facem spre slava Domnului, Doamne ajută la aceasta! Omul acesta are o casă mare, dă robilor fiecăruia autoritate, putere și au voie să acționeze în baza autorității stăpânului. Și fiecare, observați, toți au de lucrat în casa aceasta. Dar este porunca mare să se vegheze. De ce să vegheze portarul? Pentru că în momentul în care stăpânul se apropie, el să strige repede, vine stăpânul. În schimb, acum apare un lucru important. Și este o taină care prezintă întreaga situație cu care noi ne confruntăm ca și Biserică a lui Dumnezeu. Versetul 35. Vegheați dar, același cuvânt, nu dormiți, stați treji. De ce? Pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Și acum dă patru lucruri. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Haideți să-l observăm, dragii mei. În cultura ebraică, noaptea se împărțea în trei faze. Inițial vorbind și mai apoi când au venit romanii, s-a împărțit în patru. Ziua pentru evrei întotdeauna cuprindea ziua și noaptea. Erau cele 24 de ore împărțite în două. Ziua propriu-zisă începea la ora 6, se termina la 6 seara, respectiv 18 seara, iar noaptea începea de la 18 seara, 6 p.m., și mergea până a doua zi la 6 dimineața. Asta era noaptea. La început erau trei faze care arătau împărțirea nopții, ebraic vorbind. Cam mai apoi, când au venit romanii, au introdus ceea ce se numește straja. Luat din cultura armatei, erau puși soldați să vegheze și tot la trei ore trebuiau să schimbe o strajă, tocmai ca nu cumva să adoarmă. Și împărțirea se făcea astfel. Prima strajă era de la 6 seara, 6 p.m., până la 9 seara, 9 p.m.,
dacă nu greșesc, ora 18 până la ora 21. Mai apoi, a doua strajă era de la 9 p.m., 9 seara, până la 12 noaptea, 12 a.m. Apoi, a treia strajă, de la 12 a.m. până la 3 a.m., 3 dimineața, de la 12 până la 3 dimineața. Și ultima strajă, a patra strajă, de la 3 dimineața până la 6 dimineața. Și acum observați cum le tălmăcește Domnul. Prima strajă este numită seara. De ce este seara? Pentru că în momentul când ai terminat ziua de lucru, la ora 6 încheind, veneai acasă, te spălai, te schimbai și stăteai la masă. Era momentul cinei. Când în final, după o zi grea de lucru, aveai dreptul să te odihnești. Era seara. Apoi a doua strajă era numită miezul nopții. Pentru că de la 9 până la 12 deja intrau în pat și se culcau. Recent vizitasem un menonit și îl întrebam, la ce oră vă sculați dimineața? Îmi spune undeva pe la 5 jumătate. Am zis, Doamne ferește, la 5 jumătate, așa dimineață. De la cât vă culcați? Undeva pe la ora 8, 8 jumate. Păi da, dacă te culci la 8 jumate, numai sunt pe la 4 dimineața. E normal că te scoli la 5 dimineața. Ei, observați, pentru că în cultura lor de atunci, precum și menoniții astăzi care n-au curent în casă, odată ce mergea soarele jos, era întuneric. N-aveai ce face. Nu era nici Snapchat, nici TikTok, nici Instagram, nici CNN, nici Pro TV. Era patul, perina și culcarea. Și când venea noaptea, de la ora 9 începând, intrau în pat și se culcau. Era numit miezul nopții. Era partea în care omul începea să fie cufundat în somn. A treia parte, a treia strajă, era numit cântarea cocoșilor. De la 12 noaptea până la 3 dimineața, era ultima perioadă de somn. Când omul acum începea cu cel mai dulce somn, să se scoale. Undeva în spre ora 3 începea cocoșul să cânte de nu mai putea și te scula din casă. Nu erau telefoane, alarme și alte cântări, îți cânta cocoșul dimineața autentic ca în România la țară, Doamne ajută. Se sculau dimineața pe la ora aceea. Ca mai apoi să ne spună că sintagma dimineața este a patra strajă, de la 3 dimineața la 6 dimineața. Omul acum se pregătea de muncă. Își schimba din nou hainele, își pregătea sculele, mânca ceva dimineața, că de la 6 fix intra în tură și iar începea o nouă zi. Vreau să observați ceva. Domnul spune astfel, nu știți când va veni stăpânul sau la prima, a doua, a treia sau la patra strajă. Adică, stăpânul va veni într-una din astea patru. Ce este interesant, dragii mei, este că toate acestea patru sunt noaptea. Dacă Domnul spunea vegheați în timpul zilei, era normal. Sunam la lucru, spuneam că astăzi stăm acasă. Ne puneam pe pervaz cu binoclu în zare și ne uitam. Vine Domnul, nu vine Domnul. Dacă oboseam loc, ne frecam un picuț și mai continuam să mai uităm. Dar dacă spune că noaptea vine Domnul, păi după o zi de muncă ești obosit, vrei să mănânci. N-ai voie să mănânci? Stai de veche. Te ia somnul că nu mai poți. Ai muncit greu toată ziua și vrei să adormi. N-a dormi că vine Domnul. Pe la 12 noaptea, 1, 2, când ți-i somnul mai dulce, tu stai treaz, că vine Domnul. Și dimineața când e forfotă în casă, toți se pregătesc, copiii de școală, tu de muncă, multe altele, bilul și cât le plătești, când acum mai ai timp, n-ai voie nimic, că vine Domnul. Dragii mei, sintagma vegheați, să nu adormiți, are o profunzime și o greutate, tocmai din cauza faptului că toate acestea se întâmplă noaptea. Și asta înseamnă că vegheria este foarte grea. Nu ai voie să iei pauză, va trebui în continuu să fii pregătit, așteptând, stând, gata pentru momentul întâlnirii. Dacă ar fi să traducem spiritual pasajul acesta, știți ce înseamnă? Apostolul Pavel ne vorbește în Roman, capitolul 13, cu versetul 11. Și aceasta, cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Acum observați, noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Dragii mei, perioada care noi acum o trăim este numită noapte. Din momentul plecării Domnului Iisus Hristos la cer, este perioada de noapte. Ziua se apropie.
Ziua va fi momentul când Hristos se întoarce înapoi să-și ia mireasa acasă. Și mai mult, când va instaura Iisus Hristos împărăția milenară, așteptăm cât mai curând să vină Domnul. O împărăție când nu va fi nici liberal, nici conservativ, nici NDP, nici alte guverne, nici PNL, nici PSD. Acolo Domnul va fi stăpân și El va fi în charge. Lăudați să-i fie numele. Acolo Dumnezeu va sta pe tron și 1000 de ani va fi pace, că Cel care va coordona lumea va fi Domnul Iisus Hristos. Și împreună cu El, miniștrii Săi, vor fi biserica celor mântuiți. Cei care au răbdat, au biruit și care au ajuns în împărăția Mielului. Noi împreună cu Domnul vom împărăți pentru 1000 de ani. Așteptăm ziua aceea, vino Doamne cât mai curând. Dar acum, momentul acesta, ziua în care noi trăim, se numește noapte. Noaptea pentru că în momentul nopții se fac păcatele. De aceea ne spune Sfânta Scriptură că noaptea aceasta, care înconjura tot Israelul, a răsărit o lumină. Și Domnul spune, și nu vreți să veniți la mine ca să vi se vadă faptele. Vă este frică să veniți la lumină, că lumina arată exact ce este în inima ta. Tocmai de aceea Domnul spune bisericii, voi sunteți lumina lumii. Lumina luminează în întuneric. Noi suntem acum în perioada de noapte. Ei, dragii mei, vegherea este grea noaptea, întrucât noaptea toți dorm și alții se distrează. Riscul cel mai mare pentru Biserica lui Dumnezeu este să asume stilul de viață al lumii acesteia în perioada de noapte, în așteptarea zilei. Observați ce spune versetul 36. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească găsind dormind. Dragii mei, când Biblia spune fără veste, înseamnă deodată și neanticipat. Credeți-mă că în momentul când Domnul se va întoarce înapoi, nu va fi timp de răgaz și de amânare. E prea târziu. Dacă până atunci nu te-ai pregătit, dacă până atunci haina nu ți-e curată, dacă până atunci conturile nu sunt în ordine, e prea târziu. De aceea Domnul spune, împacă-te cu părâșul tău câtă vreme este cu tine pe drum. Câtă vreme mai ai harul să discuți cu el, împacă-te azi, n-aștepta. Câte unul așa mai pseudo-teologic și obraznic spune, auzi, lasă-mă în pace, supărat, până seara am voie să n-apună soarele peste mânia voastră. La noapte îmi trece mânia. Dar cine îți garantează că mai ajungi la noapte? Că dacă îți mai bate inima în tine, îi harul lui Dumnezeu, și câtă vreme îți mai bate inima în tine, îi porunca stăpânului, tu n-ai garanția că mai ajungi la noapte. Câtă vreme ai șansa, împacă-te cu Dumnezeu, cu părâșul, cu cel de lângă tine, caută ca toate să fie în ordine. N-avem timp de răgaz. Când studiasem împreună 1 Corinteni, capitolul 15, am prezentat că în momentul răpirii se vor întâmpla toate la clipeala ochiului. Adică la undeva la sub 100 de milisecunde, dragii mei. Într-un moment de clipeală, pe loc se vor schimba. N-ai nici timp măcar să spui, iartă, nu iartă-mă, iartă, că a venit răpirea, ai plecat. Dacă nu ești gata în momentul acela, e prea târziu. Și acum, în contextul nopții în care noi trăim, există un risc să ne găsească Domnul dormind. Ca să înțelegem ce înseamnă dormind, întoarcem în textul paralel Matei, capitolul 24. În versetul 48 spune astfel, dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Sunt două elemente aici. În viața bisericii moderne, aceste două elemente se arată tot mai des. Ori, în primul rând, apar probleme interpersonale care sfâșie trupul lui Hristos și ăsta e un păcat colosal, ori, în al doilea rând, asumăm stilul de viață al lumii și cochetăm și cu mântuirea și cu lumea în care noi trăim. Când predicasem din 1 Corinteni, chiar de la început, am înțeles că în acea biserică era o problemă în care oamenii rupeau, vreau să-L împartă pe Iisus Hristos. Sunt unii care sunt a lui Pavel. Ăștia sunt oamenii care iubesc foarte mult lucrarea Duhului Sfânt, prorociile, descoperirile, vedenile, laudă Domnului. Ăștia sunt pentecostalii. Apoi sunt cei care sunt a lui Apollo, sunt cei care iubesc explicația, cuvântul, predică, ăștia vor studiu biblic în fiecare zi.
Sunt alții care sunt al lui Chifa. Ăștia țin de legea lui Dumnezeu. Chifa, Petru, nici măcar nu fusese în Corint, dar folosesc numele lui ebraic. Ăsta e Chifa. Ei sunt cu legea, cu datinile, cu rânduiele, cu ce scrie în Levitic, în Deuteronom. Și dacă nu le faci, pe alea n-ajungi în rai. Și ziceam atunci, cea mai periculoasă categorie, știți care sunt? Ăia care sunt al lui Hristos. Că noi am spune, păi aia suntem noi. Nu. Acolo când zice, unii sunt al lui Hristos, ăștia sunt cei pe care nimeni nu-i mulțumește. Dacă predică Pavel, e prea tare. Dacă predică Apollo, e prea monoton. Dacă vine Chifa cu legea, e prea legalist. Păi ăștia nimeni nu-i poate satisface. Ei sunt cei care cred că numai ei ajung în rai și nimeni altul. Ăștia sunt cei care se numesc al lui Hristos. Pe ei nimeni și nimic nu ne satisface. Numai noi ajungem în rai. Și astea patru categorii rup biserica lui Dumnezeu. Și observați că unii oameni sunt în stare să se bată, să se ceartă în biserică pentru cele mai puierile lucruri. Ce culoare să facem? Dacă culoarea aia, păi după calul galben din Biblie, dacă culoarea cealaltă, e după calul roșu. Și observați că se bat oamenii între ei pentru lucruri puierile. În loc să muncească în via Domnului, stau la ceartă. În primul rând, dragii mei, se pune să bată pe tovarășii de lucru. Și este prima categorie de luptă. În așteptarea revenirii Domnului, n-avem timp de ceartă, n-avem timp de dispută. Trebuie să lucrăm, Doamne ajută! Dacă toți am fi uniți, dragii mei, dacă toți am luptat pentru țelul suprem care este Domnul Iisus Hristos și mântuirea, vreau să vă spun că mari lucrări ar face Dumnezeu între noi. Doamne, lasă unitate la Kitchener! Doamne, unește biserica din Kitchener! Avem nevoie de unitate, dragii mei. A doua parte este că bea și mănâncă împreună cu bețivii. Adică asumă un stil de viață al lumii acesteia. Pentru că mirele zăbovia. El spune că este ca un om care se duce într-o țară îndepărtată. Durează timp. De la început le-a spus ucenicilor, așteptați, va dura timp. Nu vin imediat înapoi. Nu vin a doua zi, nu vin a treia zi. Va dura un timp și așteptarea asta ne obosește. Și auzim că este o gălăgie pe stradă. Auzi, începe iară campionatul mondial, bagă ăștia la FIFA. Auzim din coace că este un show nou care a apărut. Și auzim altele și altele. Și așa de fermecați suntem de ele și noi trebuie să veghem tot privind în zare. Vine Domnul, nu vine Domnul, vine Domnul, nu vine Domnul. Mă, de are gălăgie mare, iară se strigă, auzi, o băgat gol. Măi, să mă uit numai 5 minute să văd ce se întâmplă. Și observați că la un moment dat, din cauza așteptării, din cauza că Domnul nu vine, asumăm și noi stilul de viață al lumii acesteia. Și pentru aceasta Domnul spune, temeți-vă, să vă fie groază, ca nu cumva venind într-un moment în care nu vă așteptați, pentru că ziua și ceasul nu-l cunoașteți, vremea, contextul n-a să-l știți, că a venit COVID-ul, au venit altele, dragii mei, au venit poate și mai rele și noi spune, gata, acum vine Domnul. Domnul vine când vine Domnul, dragii mei. Până atunci noi trebuie să rămânem în picioare. Și asta înseamnă că noi nu putem estima când vine Domnul. Și pentru că nu știm, deodată fermecați de pofta lumii acesteia, de firea pământească încă nerăstignită în totalitate, începem să asumăm stilul lumii acesteia. Și s-ar putea să vină stăpânul la un moment dat, fără să-l auzi, fără să știi, și să intre în casă și să intre groază în tine. Că în momentul când va intra stăpânul în casă, spune Biblia, și se va închide ușa după el, bărbatele la ușă vor spune, Doamne, dar ai predicat în biserica noastră, am fost la masă acolo, am fost la concertul de colinde, de evangelizare, am dat și-o cu rolul pe pereți, Doamne, dar deschide-ne! Și Domnul va spune, plecați la mine, că nu vă cunosc. Ei, dragii mei, de aceea sintagma Domnului este, ce vă zic vouă, zic la absolut toți și la cei din Kitchener în anul 2023 și 24. Vegheați! N-aveți voie să dormiți, fiți treji, vegheați, oameni buni! Și acum, ca să putem rămâne în picioare, veghind în continuu, știți care este cheia, care este taina? Un singur lucru, dragii mei. Vegheați în vederea rugăciunii. Apostolul Petru spune, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. 1 Petru 4:7. Fiți înțelepți, dar, și interpretați cartea Apocalipsa. Fiți înțelepți și spuneți din care neam de oameni a ieșit anticristul. Fiți înțelepți și faceți studii performante și multe altele. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Doamne ajută, dragii mei! Rugăciunea este arma care va ține biserica în picioare până se va întoarce Domnul Iisus Hristos.
Avem nevoie de cuvânt, ascultați-mă, ce dă stabilitate, greutate, putere, direcție bisericii, este cuvântul lui Dumnezeu, nu ideile oamenilor, nu conceptele oamenilor, cuvântul ăsta sfânt ne dă viață, mărit să fie numele Domnului. Pământul și cerul va trece, dar cuvântul ăsta rămâne în picioare, nimic nu se va schimba din el, lăudat să fie numele. Avem nevoie de prorocii, de lucrarea Duhului Sfânt, avem nevoie de vindecare, astea Domnul le face ca harisme, lăudat să fie numele Său. Avem nevoie de cântare, ne deschide inima, îl simțim pe Dumnezeu, ne bucurăm, îl preamărim pe Domnul, dragii mei. Doamne, dă-ne cântări de har în adunare. Dar biserica are cel mai mult nevoie de rugăciune, dragii mei. Și dacă n-ai înțeles în totalitate toate tainele, și dacă n-ai înțeles cum e și cu anticristul, și cu cutare, și dacă n-ai perceput toate doctrinele, rugăciunea te va ține în picioare până vine Domnul. Spunea Domnul Iisus Hristos tot în textul paralel, în Luca, în capitolul 21, cu versetul 36, vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vrei să-L vezi pe Domnul? Avem nevoie de rugăciune. Vrei să prinzi răpirea? Avem nevoie de rugăciune. Dragii mei, Dumnezeu să lase un duc de rugăciune peste biserica aceasta. Uitați-vă la rugăciunile noastre, rugăciune de cauze, îți sunt în suferință și noi ne rugăm 2-3 minute. Doamne, milă de el! Dacă ai fi tu în spital, suferință mare, durere groaznică, te întreb, cum ai vrea să știi că se roagă frații? Băi, să zbiere, să plângă, să țipe, să dea pe jos, orice să facă, să mă vindece Domnul! Uitați-vă la rugăciunile noastre, dragii mei! O rugăciune de mulțumire, a fost Domnul cu noi în anul acesta. O făcut Dumnezeu lucrări de har, o stopat Dumnezeu planurile oamenilor. Încă de la începutul anului se spunea, o să vedeți voi că în toamnă iară vin cu măștile, iară vine COVID-ul, iară o să vină toate. Și uite că prin har suntem în adunare, dragii mei. Asta e mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu face lucrări la Kitchener și dă biruință. Și am avut mărturii de vindecare și ne întâlnim și convenții și părtășii. Și Dumnezeu lasă cuvânt în biserică și ne bucurăm de toate și noi spunem, a, fain. Dragii mei, avem nevoie de rugăciune, Domnul să ne dea har în rugăciune. Biserica are nevoie de rugăciune. Dacă am înțelege noi ce putere are rugăciunea, vai cum ne-am mai rugat, dragii mei. Vă mai spun și în această seară acel exemplu care l-am spus cu ceva timp în urmă. După ce luasem pastorația principală aici, am avut o situație cu actele pentru aplicații la a face căsătorii. Și era o situație mai veche care a fost rămasă din istoria noastră, legată de Church of God, cu aplicația, cu toate, și s-au încurcat foarte mult lucrurile. Undeva la aproape 3 ani de zile, au durat până am rezolvat un lucru care dura undeva la o săptămână, două. Și nu înțelegeam de ce. Și am trimis fax la guvern, și am vorbit cu ei, și au trimis ei, și am trimis eu, și cei din America, și cei de aici, și am șeful mare am vorbit cu ei, și cu toți am discutat. Bă, și nu se rezolva. Și într-o zi, secretarea de aici la Church of God îmi spune, auzi, pastore, rugăciunea face minuni. Hai să ne rugăm. Mă, parcă m-am simțit așa stânjenit, parcă am luat o palmă. Eu sunt păstor, știu să mă rog. Mă rog. Nu mă rog cât a trebuit, probabil, dar știu că trebuie să mă rog. Și îmi spune o secretară, auzi, roagă-te. No. Ai aplicat, ai trimis fax, ai încercat și românesc și neromânesc în toate formele, roagă-te. M-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, eu nu știu ce să mai fac. Fă tu o minune că eu am ajuns la capătul tuturor științelor mele și înțelepciunii mele, îs și frustrat și supărat și nervos și... Doamne, scapă-mă tu! În săptămâna aceea, după rugăciunea într-o zi, două, primesc un telefon. Service Ontario. Auzi, ai un pix în mână. De ce? Scrie repede numărul. E codul de license. Așa de mustrat m-am simțit în cugetul meu. Păi, de ce nu m-am rugat din prima zi? Probabil că Dumnezeu să mă învețe o lecție foarte dureroasă și profundă. Dragii mei, dacă am înțelege noi cu adevărat că Dumnezeu ascultă rugăciunea, vreau să vă spun că mult diferit ne-am mai rugat noi, dragii mei. Mult mai altfel ar arăta rugăciunile noastre, mult mai cu putere, mai cu har, mai cu lacrimi. Într-o seară de frământare, n-aveam pace, aveam mai multe gânduri, mai multe frământări, niște atacuri profunde din partea celui rău, exact cum vorbise Duhul Sfânt, că e o vreme de luptă foarte mare. Și în seara aceea, nu știam cum să ies din situația aceasta. N-am avut nicio prorocie de la cineva, nu știam unde să primesc o alinare. Pe la 4 dimineața n-am mai avut liniște, m-am sculat din pat, m-am dus în sufragerie și am început să mă rog. Și m-am rugat, și m-am rugat. Și cum spunea cineva, trebuie să ne rugăm până începem să ne rugăm.
Și m-am rugat și la un moment dat, după aproximativ aproape 2 ore de rugăciune, nu că știu cineva, că Duhul Sfânt acolo se implica să dea har, să dea putere, să dea mângâiere, am simțit așa o îmbărbătare, așa o bucurie, așa o liniște, că m-am sculat la 6 dimineața și puteam să merg să tai copaci de afară dacă era nevoie. Duhul Sfânt făcuse operație internă, dragii mei. Doamne, dă-ne un duc de rugăciune la biserica din Kitchener. Atâtea nevoi s-a rezolvat dacă am învățat să ne rugăm din toată inima, să ne rugăm cu credință, să avem credință că Dumnezeu este și răsplătește celor ce vin la El. Știți de ce rugăciunea este unica armă, dragii mei? Că nimic nu te smerește ca și rugăciunea. De aceea o facem în genunchi. Arătăm că suntem atât de dependenți de Dumnezeu, încât ne punem în genunchi și, într-un cuvânt românesc, ne milogim în fața Lui. Doamne, dacă nu ne scoți Tu, nu ne scoate nimeni de aici. Când ajungi în punctul acela, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Când ajungi în punctul acela, viața ta e conectată cu Hristos, veghezi în continuu, n-ai de-a face cu lumea, cu certuri, cu bătăi, cu prostii, cu situații, tu-L vrei pe Domnul și atât, ești în stare să-I strângi pe toți în brațe din biserică, numai să vină Domnul astăzi. Și când te rogi astfel, Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Pentru anul 2024, iubită biserică din Kitchener, biruiți somnul dulce al nevegherii. Hai să ne întoarcem înapoi la rugăciune. Hai să stăm înaintea Domnului în rugăciune. De aceea aș vrea să văd câți vom asculta vineri seară, să fim prezenți aici și să ne rugăm până ne rugăm, să ne rugăm să coboare har în adunare, să dea Dumnezeu biruință, mângâiere, ajutor, cuvânt, cântare, să facă Dumnezeu semne și minuni. Doamne, ajută la aceasta! Avem nevoie de rugăciune. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Iubiții mei, este important să studiem Biblia, vom continua să studiem, iubim studiul biblic. Este important să cântăm și ne bucurăm de acești frați surori care dedică timp, efort, vin și cântă și ne încântă inimile și împreună cu care preamărim pe Dumnezeu. Dar biserica aceasta are nevoie de rugăciune. Dacă Duhul Sfânt, prin radiografia Lui, ne-a scanat și ne-a spus asta, înseamnă că avem nevoie de rugăciune. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să ne dea har în rugăciune. În anul 2024, iubită biserică, biruiți somnul dulce al nevegherii. Amin. Vrem să cântăm o cântare cu toți pe lauda lui Dumnezeu și în timpul acesta corul mic se va pregăti împreună cu corul de copii să cânte o cântare spre lauda Domnului. Apoi, pe scurt, amintim câteva experiențe din anul acesta, în timp ce tot corul reunit se va întruni și vom cânta o ultimă cântare spre lauda și gloria lui Dumnezeu. Din toată inima spunem, preamărit să fie Domnul. Amin. Preamărit să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul.